Cu tremur total în Ungaria. Lovitură imensă pentru Victor Orban. Situația este dezastruoasă. Situație grea în Ungaria din cauza crizei economice. Premierul Victor Orban a fost nevoit să ia o serie de măsuri dure care ar putea să-l coste enorm. Este vorba despre presa care era considerată apropiată de regimul de la Budapesta. Criza economică își pune amprenta asupra presei apropiate de Partidul de Guvernământ de la Budapesta, atât în țară, cât și în străinătate. Vremurile de generozitate față de publicațiile din Ungaria și țările vecine, considerate apropiate de Partidul de Guvernământ Fideset, par să se fi încheiat. Pe măsură ce ziarele tipărite și publicațiile de nișă se închid, iar angajații sunt concediați asistăm la o tendință de reducere serioasă a costurilor în mass media apropiate de Fideset de la alegerile din aprilie, a declarat pentru Balcan Insict, Daniel Salai. Redactor șef al siteului de știri specializat în mass media din Ungaria, Media 1. Exemplele abundă. Edițiile tipărite ale ziarelor istorice din Ungaria, precum Magyar Hirlap sau Figelo, au fost desfințate începând cu luna iulie, în timp angajații de la ziarele regionale. Del Maciar sau Zalai Hirlap, o dinioară importante instrumente de propagandă ale guvernului, a fost redus la minimum. La fel, peste TV, un post de televiziune cu o agenda agresivă de extremă dreapta, a fost închis vara trecută. Mai mult, chiar și cotidianul de sport preferat al premierului și singurul din țară, Nemzeti Sport, a trebuit să fie salvat de stat cu 3 miliarde de forinți 7,5 milioane de euro în toamnă. Dacă pilonii propagandei guvernamentale rămân solizi, situația economică dezastruoasă a țării nu mai permite finanțarea presei neesențiale, spun experții.